dacă prezintă diabetul în seara aceasta, că n-aș fi făcut ceva dulce. Așa că îmi cer scuze, în primul rând, în fața lui. Da. Aș vrea să mai adaug, în ceea ce privește diabetul, cele mai bune fructe pentru cine are deja diabet sunt merele acrișoare, și anume merele Ionatan și merele Crețești. Nu știu dacă aici se mai găsesc mere Crețești, dar în România se găsesc. Merele sunt cele mai, nu cele dulce, cele dulci, ci merele. Pot să mănânce și un kilogram de mere pe zi. Fructele dulci, nu, dar sunt fructe acrișoare, sunt kiwi, care pot să folosească, iar cu moderație și din celelalte, așa doar ca să își satisfacă pofta. Un struguri, o felie de pepene sau așa mai departe. Aș vrea să vă spun că la Herghelia am avut odată, la sanatoriu de la Herghelia, am avut o serie cu foarte mulți bolnavi cu diabet. Și am făcut o experiență care ne-a uimit și pe noi, dar mai mult pe pacienții noștri. Și anume, ținând seama că medicul sau medicii diabetologi le interzice bolnavilor cu diabet să nu mănânce fasole, boabe, tot ce are boabe, fasole, linte, năut, mazăre, acestea să nu le mănânce. Noi am făcut o experiență, noi le dăm fasole. Iar fiindcă am avut această serie așa de cu mulți, 30 de diabetici, am făcut următoarea experiență. Pe lângă hrana lor, care le-o dădeam pentru diabet, că ei au o dietă specială, le puneam în fiecare dimineață un castron cu fasole fiartă, boabe. Fiartă, atât. Un castron la amiaz și unul seara, nu ca să mănânce de 3 ori pe zi. Dar poate unul vrea dimineața, unul vrea la prânz, unul vrea seara. Și ce credeți care a fost surpriza? Când le-am făcut analizele la sfârșit de serie, cei care erau cu dependenți de insulină, pe parcurs și-au scăzut unitățile de insulină. S-au dus acasă fără insulină. Iar ceilalți, majoritatea au avut rezultatele, toți au avut rezultate foarte bune și-au redus medicamentele și unii s-au dus chiar fără medicamente acasă. Deci, fasolea este bună și leguminoasele, toate cele care au boabe se numesc leguminoase, se pot folosi și în cazul diabetului. Acum vreau să vă redau o experiență care am avut-o la Herghelia. Printre pacienți a fost un director de liceu. Și venea în fiecare zi la cursul de dietă pe care îl țineam și am văzut că tot nota, absolut tot, încă era înainte de a veni eu la oră, dânsul era acolo. M-am gândit că domnul poate nu are soție și vrea să știe să-și facă singur de mâncare. Dar am aflat după ce a plecat acasă, ce s-a gândit și a făcut o clasă de gătit cu 700 de mame. Toate mamele de la elevi, mamele elevilor le-a chemat, le-a provocat într-o ședință și le-a spus că dânsul vrea să țină clasă de gătit, ca să gătească a la Herghelia. Și am aflat acest lucru, nu de la dânsul, era într-o localitate din sudul țării, din România, dar o verișoară a soțului meu a fost solicitată, ea fiind vegetariană, și a fost solicitată de domnul director ca să îi dea o mână de ajutor. Și, într-adevăr, ea l-a ajutat și ceea ce m-a uimit este faptul că acest director nu era adventist. Era un om din lume, cum zicem noi. Dar am admirat la dânsul dorința de a crește copii sănătoși. Și a dat seama că dacă vin copiii la școală cu ciocolată, vin cu cornuri cu ciocolată, vin cu jumări, cu mezeluri, cu untură, cu șuncă,
acești copii nu pot să dea un randament la învățătură, un randament cum trebuie să aibă un copil de vârsta care o are, și îl predispune la diabet. Deci am apreciat foarte mult această inițiativă a acestui domn director care dorește să crească o generație de copii sănătoși. Și asta este o lecție pentru noi. Ar fi bine să ținem seama de aceste lucruri, nu sunt greu și copiii, să știți că sunt foarte receptivi. Foarte receptivi. Am avut o fetiță, mi-au lăsat-o părinții, a fost în clinică la Târgu Mureș cu probleme de sănătate, părinții au plecat în străinătate și mi-au lăsat-o mie. În prima săptămână s-au vindecat cele două boli de care suferea fetița aceasta. Părinții erau veterinari, mânca la fiecare masă carne, într-un fel sau altul. Avea probleme grave de sănătate. Eu i-am scos această alimentație și am trecut-o pe o dietă pur vegetariană, fără niciun medicament, ceea ce în spital, în clinică, îi am fundat-o cu medicamente și fără niciun rezultat, trecând-o la un regim de viață pur vegetarian, fetița într-o săptămână nu a mai avut nici un fel de boală. Când au venit părinții acasă după o lună de zile, le-am dat-o sănătoasă, fără niciun medicament. Astăzi, fata este studentă, face a doua facultate și n-a avut nici una din bolile copilăriei, că mi-a lăsat-o la 3 ani și jumătate. N-a făcut nici una din bolile copilăriei, nu are nici astăzi, nici o carie în gură și 80% și astăzi ține acest stil de viață. Deci vedeți ce mult face să știi din copilărie să crești într-un stil de viață sănătos. Vă mulțumesc. Avem ceva dulce, îmi pare rău, avem cu diabet.